Duminică am întâlnit un bun prieten la Houston pe holurile convenției și l-am lăudat un pic, arăta bine, îmbrăcat excepțional, cravata asortată perfect la costum și mi-a spus că cravata este ca și steaua acela de la Mercedes în față. Acum eu m-am nimerit fără stea dimineața asta, dar dacă ești Mercedes și mai bătrân, nu contează, Mercedes să fii. Aș vrea să vă atrag atenția în această dimineață, pentru că este cina Domnului, la un singur verset din capitolul 11 din 1 Corinteni, un capitol foarte cunoscut, citit la toate evenimentele de cina Domnului, și probabil un verset care ne-a dat dureri de cap tuturora dintre noi. Versetul 28 din capitolul 11. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Domnul sărbătorea ultimul Paște și le-a spus ucenicilor, am dorit mult să sărbătoresc Paștele acestea împreună cu voi. Le-au pregătit în odaia de sus, era o atmosferă destul de încărcată. Mântuitorul fusese respins, acum respins definitiv de Israel, asta o știau și ucenicii. Și stând la masă, și vreau să vă imaginați că nu era o masă din aia cum avem noi, ci stăteau pe jos. De aceea era necesară spălarea picioarelor înainte să te așezi la masă, că de obicei puteai să te așezi lângă picioarele unuia nespălate și îți strica pofta de mâncare. Ce s-a întâmplat însă, Domnul a văzut că niciunul dintre ucenici n-a fost gata să se sacrifice, nu era nicio slugă în casă, niciun servitor în casă să facă lucrul acesta, de aceea a spălat el picioarele ucenicilor și le-a dat una dintre lecțiile cele mai profunde, lecții pe care ei trebuia să le învețe. Dragostea se exprimă prin slujire, prin slujirea altora. Și trebuie să o faci ori de câte ori e nevoie. Nu trebuie să aștepți să o facă alții. Domnul a răsturnat cu un simplu gest toată gândirea de până atunci. Oamenii spuneau că unii stau mai sus pe vârful piramidei, alții mai jos. Ăia de jos trebuie să spele picioarele celora de sus. Și acum, el care era sus, care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, a luat ștergarul și l-a spălat picioarele ucenicilor. Petru i-a zis, Doamne, mie niciodată. Și Domnul le-a spus, dacă nu te spăl, nu o să ai parte cu mine. Și a spălat pe toți, l-a spălat și pe Iuda. A luat apoi pâinea și a binecuvântat pe Dumnezeu și nu pâinea, pentru că întotdeauna evreul îl binecuvânta pe Dumnezeu pentru darurile primite de la el și pâinea era darul primit din mâna lui Dumnezeu, l-a binecuvântat pe Dumnezeu pentru pâine. Și apoi a dat-o ucenicilor să o împartă între ei și au împărțit-o. Și apoi, din gura Mântuitorului, au ieșit cuvinte la care ei nu s-au așteptat niciodată. Acesta este trupul meu, trupul meu. Nu trupul acesta care stă la masă cu voi, nu trupul acesta pe care voi îl cunoașteți. Am mâncat, am călătorit, am dormit în același loc împreună cu voi. Nu trupul acesta, ci trupul care se dă, trupul care se frânge, trupul care se împarte ca o pâine frântă lumii întregi. Trupul celui care moare. Pentru că cina Domnului este un praznic, dacă vreți, al morții lui Hristos. Apoi a luat vinul și le-a spus, beți toți din el, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Se încheia în clipa aceea un legământ vechi, un legământ vechi de
de la ieșirea poporului Israel din Egipt, când o istorie întreagă până atunci se sacrificau oile pentru păstor. Evreul, în majoritate cioban, păstor, își aducea oaia la templu, își punea mâinile pe capul ei, transfera asupra acelui animal nevinovat vinovăția lui și ceea ce era nevinovat murea pentru cel vinovat. Acum, dintr-o dată, lucrurile se schimbă dramatic și Mântuitorul spune de azi înainte, nu mai mor oile pentru păstor, de azi înainte moare păstorul pentru oi. Păstorul moare pentru oi. Și începe legământul cel nou în sângele mielului, în sângele păstorului care se jertfește pentru oile lui. În fața cinei Domnului, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni că trebuie să ne cercetăm. Și în dimineața aceasta ar trebui să ne cercetăm privind înapoi, aducându-ne aminte de jertfa aceasta a Mântuitorului pentru fiecare dintre noi. Pentru că scopul cinei Domnului este și această privire în urmă, să nu uităm, să nu uităm niciodată cu ce preț am fost răscumpărați. Apoi ar trebui să privim în sus cu multă recunoștință pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. A fost inițiativa Lui, a fost dragostea Sa care S-a dăruit pe Sine pentru noi, pentru fiecare. Și apoi, așa cum spunea Apostolul Pavel, ar trebui să ne uităm înăuntru nostru, la noi înșine, și să avem o privire interioară, să ne cercetăm pe noi înșine. Am găsit un verset foarte interesant și poate că niciodată nu l-ați înțeles așa până acum, dar Apostolul Pavel în Epistola către Tit, în capitolul 2, versetul 12, spune ceva despre harul lui Dumnezeu care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta cum? Cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Practic, ce spune Apostolul aici? Și vis-a-vis de cina Domnului ar trebui acum să ne uităm la noi înșine, cu cumpătare, să vedem cum stăm cu cumpătarea în viața noastră. Cercetarea de sine se face în legătură cu cumpătarea noastră. Un alt termen pentru cumpătare pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, îl găsiți în Galateni, la darurile duhovnicești, la roada Duhului, în care se menționează înfrânarea poftelor. Cum am stat luna aceasta cu înfrânarea poftelor? Cu ponderația, cu moderația, cu autocontrolul, cu reținerea, cu renunțarea, cu modestia, dacă vreți. Dacă trebuie să ne cercetăm în această dimineață pe noi înșine, haideți să ne uităm cum stăm la capitolul acesta al cumpătării. La câte pofte am renunțat sau câte ne-au biruit? Cineva spunea că poftele sunt naturale, Dumnezeu ne le-a dat ca să putem supraviețui. Avem poftă de mâncare și e normal să avem, nu? Dar în momentul în care o scăpăm de sub control, aceasta nu mai este în beneficiul nostru. Cu toate celelalte pofte, când le-am scăpat de sub control, ele ne domină și devin păcate. Devin legăturile celui rău în viața noastră. Dacă trebuie să ne cercetăm în această dimineață, haideți să ne gândim. Am știut să renunțăm. Am știut să ne purtăm cu moderație. Am exersat autocontrolul. Și dacă vreți, nu numai la poftele astea, dar la poftele trupului, dacă vorbim așa, dar la celelalte. Am fost ponderați în discuțiile noastre, în cuvintele pe care le-am rostit. Am exersat autocontrol în atitudinile care le-am avut luna aceasta. Am fost cumpătați oare? Nu cumva ne-am grăbit la vorbit? Nu cumva ne-am grăbit la a judeca pe alții?
Haideți să ne judecăm, dacă trebuie să ne judecăm pe noi înșine, dacă trebuie să ne analizăm pe noi înșine, dacă trebuie în această zi, în fața cinei Domnului, să ne cercetăm pe noi înșine, haideți să ne întrebăm cum stăm la capitolul cumpătare. Apostolul merge mai departe și spune să trăim și cu dreptate. Asta înseamnă relațiile noastre cu ceilalți. Dacă cumpătarea este relația mea cu mine însumi, acum dreptatea este relația mea cu ceilalți. Relațiile mele cu membrii din familie mele sunt, oare au fost ele, oare marcate de dreptate? Am făcut dreptate? A fost echitate în relațiile mele cu membrii din familia mea, cu frații din biserică? A fost dreptate în afacerile mele luna asta? Sau am gândit așa cum gândește businessmanul corupt, nu? Eu câștig și tu pierzi. Cu cât câștig eu mai bine, cu cât pierzi tu mai mult, cu atât afacerea mea e mai rentabilă. Un copil al lui Dumnezeu nu gândește așa. El spune, trebuie să câștigi amândoi de aici, win-win. Amândoi trebuie să câștigăm. Probabil uneori trebuie să pierzi tu să se simte el bine. Probabil trebuie să renunți tu ca el să plece mai mulțumit din fața ta și afacerea aceea să fie o afacere prosperă pentru el. Dreptate în relațiile noastre este greu de făcut. Când e vorba de sentimentele noastre, când e vorba de atitudinile noastre, este așa de greu să existe dreptate. Domnul Iisus chiar ne sfătuia să nici nu încercăm măcar. Pentru că este o lume foarte nedreaptă. Zicea el, cât atârnă de voi, spunea cuvântul lui Dumnezeu, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar nu se poate trăi în pace cu toată lumea. De aceea Domnul zice, dacă te pocnește peste un obraz, întoarce și pe celălalt. Nu te angaja să faci dreptate, că nu se poate. Numai Dumnezeu cel drept poate să facă dreptate. De aceea lucrurile trebuie lăsate la judecata lui finală. Dacă îți ia haina, dă-i și cămașa. Renunță să lupți, renunță să fie dreptate. Mai bine păstrează pacea, mai bine dă un exemplu de creștin adevărat. Am citit o ilustrație extraordinară cu mulți ani în urmă. O navă care avea numele de Empress of Ireland, împărăteasa Irlandei, s-a scufundat și la bordul ei erau 130 de ofițeri din Armata Salvării. 130 de ofițeri din Armata Salvării. Este foarte ciudat că s-au unecat foarte mulți din nava aceea și toți cei care s-au unecat erau din Armata Salvării. S-a constatat că cei de pe bord nu au avut n-au fost echipați cu veste de salvare. Thank you so much. Cu veste de salvare pentru toată lumea. Ce au făcut acești frați de la Armata Salvării? S-au dus la necreștinii de la bord, le-au dat vestea lor de salvare și le-au spus, I know Jesus, so I can die better than you. Îl știu pe Iisus și eu pot să mor mai bine decât tine. Eu sunt gata să mor. Și-au dat vestea de salvare la nepocăiții, la necreștinii din timpul acela, așa, pentru că ei știau că se duc să se întâlnească cu Domnul, dar ăștia mai aveau nevoie de timp să se mântuiască. Asta nu e dreptate, nu? Nu este dreptate, nu este echitate. Asta este sacrificiu pentru binele celorlalți. Purtați-vă cu dreptate cu cei din jurul vostru. Și uneori dreptatea asta înseamnă să renunți. Dreptate înseamnă să fii respins, dreptate înseamnă să te duci fără cămașă,
Dreptate înseamnă să te duci cu celălalt obraz vânăt. Dar asta este dreptatea pe care Dumnezeu o face în momentul acela. Spui, Doamne, Tu conduci lumea, eu am încercat, eu am făcut toate eforturile. În ceea ce mă privește pe mine, mi-am făcut datoria, Tu o să judeci în final toate lucrurile. Dacă trebuie să ne verificăm în această dimineață, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat cu dreptatea, cu relațiile noastre cu ceilalți. Eu regret că noi nu mai avem obiceiul ăsta să ne mărturisim păcatele și să ne pocăim de ele. Înaintea cinei Domnului am fost la o biserică din Spania și am văzut un lucru foarte ciudat. S-a anunțat că câțiva păstori sunt la birou și primesc mărturisirile fraților de biserică. Mi s-a părut așa o frază, că dacă noi am zis o biserică, mă rog, să duc doi frați și mai povestesc la birou și nu beau apă minerală până când urmează cina, că nu se duce nimeni să mărturisească, așa. Dar acolo s-a întâmplat ceva ieșit din comun. S-a făcut o coadă așa de mare, că birourile fiind din biserică, era așa prin biserică, din spatele bisericii, tot rândul stăteau la coadă la mărturisire, la... Prima mea impresie a fost, băi, dar așa păcătoși sunt ăștia de aici din Spania, nu? Pe urmă mi-am dat seama, discutând cu păstorul bisericii, că era un obicei foarte bun în biserica aceea. Oamenii nu numai că se duceau să-și mărturisească păcatele din perioada de la ultima cină până la următoarea cină, dar se duceau la frați din biserică și reparau relațiile. Iartă-mă, frate, îmi pare rău. Îi vedeam cum se împacă, cum se îmbrățișează, se sărută unii de bucurie că se puteau ierta. Poate că ar trebui să facem ceva, să redescoperim lucrurile acestea, pentru că ele sunt biblice. Ele sunt biblice. Și apoi spune Apostolul Pavel, purtați-vă cu evlavie. Ce înseamnă evlavie? Înseamnă respect față de Dumnezeu. Înseamnă pioșenie, înseamnă frică și cu tremur când intri în casa lui Dumnezeu. Înseamnă să-ți păzești piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Înseamnă să te temi de Dumnezeu, să recunoști prezența lui Dumnezeu în orice clipă în viața ta. Asta înseamnă evlavie. Evlavie. Apostolul spunea, mare este taina evlaviei. Ia, adevărat, a rămas o taină pentru noi, pentru că n-am învățat mai multă evlavie, nu? N-am învățat să ne purtăm mai bine unul cu altul și mai ales în casa lui Dumnezeu. Ar trebui să reînvățăm evlavia. Cu evlavie, cumpătare, dreptate și evlavie. Din odaia de sus, din toate cele ce s-au întâmplat, aș vrea în această dimineață să învățăm câteva lucruri foarte practice de la Domnul nostru Iisus Hristos. Am putea învăța de la toți ceilalți ucenici, pentru că fiecare dintre ei s-au purtat într-un fel care a comunicat o lecție fundamentală pentru viața noastră creștină de astăzi. Dar parcă de la Domnul Iisus Hristos am putea învăța câteva lecții practice deosebit de importante. Domnul știa că unul dintre cei 12 îl vinde. Doamne, cu câtă gingășie, cu câtă politețe, cu câtă eleganță s-a purtat cu Iuda. S-a purtat cu Iuda. Acum, dintre toate ființele de pe fața Pământului, una dintre cele mai detestabile și groaznice și scârboase ființe este Iuda. Nu? Aproape că suntem foarte fericiți că s-a spânzurat. Dar vreau să vă spun ceva, ăsta are frați. Ăsta are familie, ăsta s-a perpetuat de-a lungul veacului, okay? Și este foarte greu, foarte greu să știi că ăsta Iuda, că te vinde, că te-a vândut deja, că a luat bani de nimic pe tine, că a dat două parale, două cepe degerate pe tine, okay? Este foarte greu să te porți elegant cu Iuda. Domnul a știut să se poarte.
nu l-a judecat, nu l-a condamnat, nu i-a spus ceea ce trebuia să audă. S-a purtat elegant și a lăsat totul în seama tatălui, în seama judecătorului celui drept, care știe să judece drept și va judeca întreaga lume. Ar trebui să învățăm, pentru că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem de-a face cu Iuda. Avem de-a face cu Iuda. Și uneori e din familia noastră. Uneori e nevasta, e soțul, sunt copiii. Am întâlnit așa de mulți oameni devastați că l-a înșelat, l-a vândut. Și Iuda nu era altcineva decât bărbatul sau nevasta sa. Este așa de dureros lucrul acesta. Lăsați totul în seama bunului judecător. Lăsați totul în mâna lui Dumnezeu, că ăsta știe ce face. Dumnezeu știe ce face și nu faceți voi dreptate cu Iuda. Iisus știa că El este de la Tatăl, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Și așa de mult îmi place textul acela. Afirmația aceasta este înaintea spălării picioarelor. Pentru că El știa cine este, nu? Știa cine este, că orice ființă de pe pământ, din cer și de sub pământ trebuie să se închine înaintea Lui și orice limbă să mărturisească că El este Domnul. Știa lucrurile astea, a luat ștergarul și s-a pus să slujească. Este așa de caracteros. Noi care nu suntem nimic, uneori avem pretenții așa de mari, să ni se deschide ușa, să fim primiți bine, să se poarte bine alții cu noi, să slujească alții, să ne slujească alții pe noi. Gândiți-vă că El era Domnul și bine ziceți că sunt, a spus Domnul. Bine ziceți că sunt. Dar dacă eu, Domnul, știu să slujesc, cu atât mai mult voi ar trebui să învățați, spunea Mântuitorul, să slujiți. Nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit. Nu am nimic împotriva acestui obicei a spălării picioarelor în biserică. N-am nimic împotriva, absolut deloc. Dar am văzut de-a lungul anilor un pericol foarte serios. Ne mulțumim că ne spălăm pe picioare odată, unul pe altul, o dată pe lună, eventual, și trece o lună de zile și nu slujim pe ceilalți deloc. Au nevoie de noi, au nevoie de câțiva bani împrumut de la noi, au nevoie să-și repare mașina, au nevoie să toarne beton nu știu unde, au nevoie să aibă grijă cineva de copil, au nevoie să-i ducă cineva la spital și noi nu ne găsim timp. Noi nu ne găsim. Să meargă la alții, alții care sunt mai mici ca noi, nu? Ce-ar fi să începem să slujim altora? Când începi să slujești altora, se întâmplă lucruri formidabile, extraordinare. O altă lecție din viața Mântuitorului, extrem de importantă, Domnul vorbește de viitor, când în noaptea aia trebuia să fie arestat, El vorbește despre viitor. Să nu vi se tulbure inima, spunea Domnul. Să nu vi se tulbure inima. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să pregătesc unul pentru voi. Vorbește despre viitor, când viitor aproape că nu mai era. Ar fi fost cazul să fie extrem de pesimist. Acum noi suntem binecuvântați că nu știm ce se va întâmpla în ora următoare. Nu știm. Asta este binecuvântarea care ne-a dat-o Dumnezeu nouă, să nu știm viitorul, să nu știm ziua de mâine. Vă dați seama, și cred că știți, că majoritatea dintre noi cheltuim enorm de mult timp
și efort să ghicim ce o să fie mâine, ce o să se va întâmpla mâine. Uitați-vă, în societatea în care noi trăim, există organizații speciale care studiază trendul, încotro se duce economia, încotro se duce lumea, ce se întâmplă. Studiază oameni deștepți. Ce să mai spun, unii gândesc mai departe de ziua de mâine și ăștia sunt futurologi, cei care gândesc la viitor, nu la ce se va întâmpla peste 10-20 de ani, încotro se duce lumea, nu? Cheltuim enorm de mult timp să știm ce se va întâmpla mâine. Toate pronosticurile sunt rele. Dacă îi auziți acum, mai ales pe democrați, nu? Sfârșitul va fi în vreo 12 ani, să termină cu lumea asta, ardem de toți, să termină cu oxigenul din lume. Culmea, spunea cineva că în ciuda faptului că ne temem așa de mult de emisiile astea de gaze din atmosferă, bioxidul de carbon este mâncarea pentru plante. Cu cât este mai mult, cu atât o duc plantele mai bine. Nu se întâmplă nimic rău. Așa a făcut Dumnezeu lumea asta, că rezistă la toate nenorocirile noastre, la toate prostiile care noi le facem. Dumnezeu se descurcă, ascultați-mă bine, în ciuda tuturor încurcărilor noastre. La sfârșit tot cum vrea El este, nu cum vrem noi. Dar când i-auzi pe politicieni ăștia că se termine lumea, că mâine va fi dezastru, că vine o criză economică, că vin războaiele. Am spus cuiva zilele trecute, dar de ce nu te duci dumneavoastră în România? Ce, Doamne ferește, dar eu am văzut că în România o să vină rachetele rusești, o să distrugă toate orașele, o să ardă toate pădurile. Nu? Păi e grozavă ziua asta de mâine, nu-i așa? Cum se mai duce acolo? Ascultați-mă bine, dacă vrea Rusia să arunce în aer orașele și să ardă pădurile, nu-s din România, domnule, de la noi, aici să trimite bombele, dacă vor să trimite bombele. Nu, e treabă cu românii. România e o gâză prea mică pentru ursul din nord, ok? Nu vă faceți probleme de treaba asta. Dar sunt oameni care ne sperie cu ziua de mâine, cu ce se va întâmpla mâine, domnule. Cum să mai vorbești de mâine? Cum să mai gândești în viitor? Apostolul Pavel, 1 Corinteni, spune așa foarte clar, zice: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina Domnului este și o privire în viitor, până Domnul vine. Cina Domnului îmi spune că El vine să ne cheme la masa Lui cerească, să stăm la masă cu El. El a spus: eu n-am să mai beau cu voi vinul acesta până am să-l beau nou în împărăția Lui Dumnezeu. Domnul vorbește de viitor. Vorbește de viitor. Apoi spune Sfânta Scriptură că au cântat cântările de laudă. Evanghelia după Matei, unde se vorbește despre cina Domnului, imediat după eveniment, după Paște, spune: au cântat cântările. Au cântat cântările. Spuneam înainte că noi nu știm ce se va întâmpla mâine. Dar Domnul știa. Știa ce se va întâmpla peste câteva ore. Știa cum va veni cohorta de soldați. Știa că Iuda va fi în fruntea ei, că îl va vinde pe o sărutare pe Fiul omului. Știa. Și a cântat cântările. A cântat cântările de laudă. Numai un pic de unecaz peste noi, avem un junghi undeva, ne-a spus cineva o vorbă care nu ne place, ba s-a uitat cineva urât la noi și am interpretat privirea aia foarte rău, nu mai putem cânta, nu mai putem cânta. Am devenit așa niște mimoze spirituale. Vine cineva să cânte aici și nu ne place de el, nu ne place cum e îmbrăcat, nu ne place instrumentul lui, culmea. Până și instrumentele îți devină uneori. Nu mai cântăm cu el. Să se tot chinuie, să ne mobilizeze, să cântăm și nu mai cântăm. Și ce ni s-a întâmplat, domnule? Nu ni s-a întâmplat nimica. Domnul, pe Domnul aștepta arestarea, îl aștepta
batjocura, îl aștepta crucea și au cântat cântările de laudă și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Ce ar fi să hotărâm să ne închinăm înaintea Domnului în pofida tuturor circumstanțelor neplăcute din viața noastră, să lăudăm pe Domnul. Chiar dacă vom ajunge ca Iov, să spunem, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Și ultimul lucru, merge la rugăciune. Pentru că atunci când vin încercările, când te trădează Iuda, când știi că prietenii vor fugi și vei rămâne singur, și Doamne, ce cumplită e singurătatea asta, când știi că urmează sărutul acela atât de grețos al lui Iuda, când știi că vei ajunge în fața marilor preoți, soluția este să te duci la rugăciune, să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cauți pe Domnul. Să te rogi chiar dacă prietenii tăi, cei mai apropiați prietenii tăi dorm. Asta e chiar că e foarte greu. Te duci la rugăciune și frații cu care te duci la rugăciune dorm. Nu? They don't care. Îi doare în cot de problemele tale. Rugați-vă. Efectiv, mie mi-e groază de fraza asta. I will pray for you. Forget it. I don't believe you. Yeah. You are sleeping. O să dormi. Eu am să agonizez în Ghețimaniul meu. Și Domnul zice, nici măcar un ceas? N-ați putut să vegheați? Un ceas? Haideți să învățăm aceste lucruri de la Domnul Iisus și acum când ne apropiem de cina Domnului și acum spuneam înainte, haideți să ne uităm mai atent la noi înșine, să vedem cum stăm cu cumpătarea. Hai să ne uităm la relațiile cu ceilalți și să ne întrebăm cum stăm cu dreptatea. Haideți să ne uităm la Evlavie, să vedem cum stăm cu respectul față de Dumnezeu și judecându-ne și cercetându-ne pe noi înșine, așa să ne apropiem de cina Domnului. Pentru că dacă este vreun adevăr în legătură cu fiecare dintre noi, nu vreau să vă supăr pe nimeni, în frunte cu mine nu suntem niciunul vrednici de jertfa asta care s-a dat. Niciunul nu suntem. Nu stăm bine nici cu cumpătarea, nici cu dreptatea și nici cu evlavia. Avem scăpările noastre, dar jertfa asta pe care o comemorăm este pentru păcătoși. Este pentru cei ca noi, care recunosc asta și se pocăiesc în fața crucii Mântuitorului și Domnul să ne ajute tuturor. Amin.